Dragi prieteni, astăzi vom discuta despre cum să intrăm și să ieșim din Biserica lui Hristos, adică Biserica Ortodoxă, în comuniune cu frații noștri creștini. Biserica, în primul rând, trebuie să știm că înseamnă trupul viu și rugător către Hristos. Se mai numește corect spus biserică, Casa lui Dumnezeu, clădită din zid, și tot ceea ce înseamnă acest lăcaș de cult, fiind spațiul rugăciunii și trăirii în Hristos, într-un mod duhovnicesc deosebit. În Comuniunea frățească despre care spune Mântuitorul, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Așadar, Intratul în biserică cu voința de a ieși de acolo transfigurați, duhovnicește, se face în primul rând într-o stare de zmerenie și înfrățire cu cei din jur. Nu, să, nu se mârie pe silențios unul la altul, încruntundu-ne frățește, frățește cu ghilimele de regoare. Această stare nu reprezintă o stare a bisericii de comuniune între frați, ci o stare vecină cu iadul. Așadar, dragi prieteni, viața bisericii trebuie să fie înțeleasă de fiecare dintre noi ca fiind conviețuirea într-o familie creștinească în care fiecare se ajută cu o strângere de mână strașnică, o vorbă bună, prin ajutor fizic și mai ales duhovnicesc prin rugăciune. Facerea de bine pentru aproapele nostru nu trebuie să fie sub nicio formă forțată. Nici Dumnezeu nu intră cu forța în inima omului. Cu atât mai mult noi nu trebuie să forțăm pe nimeni a băga învățătura creștină cu forța în cap. Căci nu așa se convertește un om la Hristos, ci mai ales prin exemplu propriu de sacrificiu creștinesc și mai ales trăire duhovnicească. Trăirea duhovnicească se face exclusiv sub ascultarea bisericii, căci biserica, după cum bine spune Sfânta Scriptură, este stâlp și, și temelia adevărului. Această trăire duhovnicească, sub ascultarea de biserică, nu se face irațional, ci sub îndrumarea duhovnicului și studierea Sfintelor Scripturi, a Sfintei Tradiții, rugându-ne și trăind cu frica de Dumnezeu. Ce înseamnă frică de Dumnezeu? Adică cu frica să nu-L pierdem pe Dumnezeu din sufletul nostru. Ieșirea din biserică, se face continuând Sfânta Liturghie, de la care am, se presupune că am ieșit, cu trăirea bisericii, așa cum îndeamnă învățătura ortodoxă sau, cum s-a spune, liturgia de după liturghie, pe care o continuăm printr-o trăire în rugăciune și ajutor reciproc. Sunt oameni care intră în Sfânta Biserică și fac 2-300 cu ghilimele de rigoare, 2-300 de cruci la 10 minute, dar la prima ispită le vine să dea cu aproape de pământ. Ispitele, dragi prieteni, sunt foarte folositoare pentru a ne vedea nimicnicia, adică lipsa noastră de trăire creștină, păcătoșenia noastră. Ispita ne întrește, duhovnicește, în măsura în care suntem în stare să trecem peste ea. Dumnezeu niciodată nu ne dă ispite peste care nu vom putea trece fizic sau duhovnicesc. Cădele noastre existând din pricina necredinței, lipsei trăirii creștine în rugăciune și grijă față de apropiere nostru, că-și scrie în Sfânta Scriptură. Drept aceea, privegheați că nu știți ziua nici ceasul când vine Fiul Omului. Biserica, în definitiv, este o familie și așa trebuie percepută de fiecare dintre noi. Pentru a înțelege mai bine de ce capul bisericii este însuși, Iisus Hristos, mântuitorul nostru. Hristos a înviat fraților. Bună!